Ce te dezamăgește în continuare? Ce frumos, că și eu pun întrebarea asta, știi ce drăguț? Eu așa încep spectacolul, sunt în faier cu oamenii și le pun întrebarea ce vrei vrea să schimbe România. Eu sunt foarte furioasă în România. Îmi vine să le spun oamenilor să miște un pic, să se ridice, să impună limite, să aibă foarte multă blândețe față de ceilalți. Există ceva ce te-ar face să te întorci dintr-un exil impus sau autoimpus în România, pentru că doar aici îl găsești? Nu. <laughs> nu. Nu. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o ediție, poate diferită de ce v-ați fi așteptat în general. Suntem obișnuiți să vorbim aici despre geopolitică, pentru că. Inevitabil, și o spun mereu, suntem prizonierii geografiei, dar de data asta vom vorbi despre o altfel de geografie, despre o geografie personală, despre o geografie mult mai intimă, la care ne condamnăm singuri, în care ne întemnițăm singuri și în care ne închid de multe ori reflexele educaționale, traumele familiale și naționale repercutate așa la infinit, niște tipare din care nu mai ieșim și nu înțelegem că poate tocmai acele tipare ne fac să fim nefericiți. Poate că vă sună ușor nepopular așa de la început, e un podcast în care o să vorbim despre nefericire în mare parte, dar și despre soluțiile la această nefericire și un podcast care cred că va rezona foarte tare cu generația mea, generația noastră care nu-și găsește locul care suferă din acest motiv, că nu se regăsește în propria țară, că nu rezonează cu ceilalți și că atunci când pleacă, poate, peste hotare, ia cu sine metehnele astea naționale, autohtone, ca pe o literă stacojie, așa, la care străinii se încruntă și nu înțeleg de ce, de unde, de unde până unde, care împiedică relațiile cu ceilalți, interacțiunea cu ceilalți. Și o să vă spun și de ce vorbim despre asta. O să pornim de la o piesă de teatru. Dar până să vă spun despre ce piesă de teatru e vorba, aș vrea să ne gândim puțin la ce vă spun în fiecare seară la știri, da? Că n avem autostrăzi, că nu avem spitale, că nu avem școli. Sunt lucrurile cele mai facil de observat. Dar poate că ceea ce nu observăm, și adevărata drama a generației noastre, spuneam, E deficitul pe care îl avem la capitolul inteligență emoțională. La capitolul putere de a ne accesa emoțiile. Nu ne-a învățat nimeni niciodată cum să ne accesăm emoțiile în țara asta și cum să fim fericiți. Piesa de teatru despre care vă vorbesc se numește Exilie, poate cea mai titrată piesă de teatru a cărei premier am, am, am înregistrat-o la Teatrul Național de o bună perioadă. E piesa despre care am auzit vorbindu-se la superlativ, cum n-am auzit în ultimii, nu știu, 10 ani, poate, vorbindu-se la Teatrul Național, tocmai pentru care această tematică extraordinară, care n-a mai fost pusă în scenă, e ca un crash course, dacă vreți, în terapie și ne ajută să facem exercițiul ăsta curativ, să înțelegem. Cum țara, cum mentalitatea, cum cultura, cum educația, pentru care, sigur, părinții noștri nu sunt responsabili neapărat, i-au făcut ce știu mai bine, dar asta nu înseamnă că e absolvită de consecințe. Toate lucrurile astea creează în noi răni, care rămân nevindecate, rând din care ulterior cresc ziduri, rând din care ulterior înfloresc Violența și anxietatea și toate se compun în măști și frici. Ce face piesa asta de la Teatrul Național e să mai exorcizeze cumva din aceste măști și din aceste frici și să pună o oglindă necruțătoare în fața spectatorului. Iar după ce spectatorul s-a privit în respectiva oglindă, să spună, da, domnule, de asta sunt nefericit. Unde pot să lucrez? Ce pot să fac? cum pot să caut în mine însumi și în ceilalți ca să rezolv cumva din traumele astea pe care le tot repercutez la infinit. Alături de mine, în acest podcast, este Ada Galeș. Ada, mulțumesc tare mult pentru prezență, protagonistă în această piesă, Exil la Teatrul Național. Eu mulțumesc, mă bucur foarte tare să fiu aici. Asemenea și o să vreau să pornim discuția de la povestea piesei, ca să înțeleagă ulterior telespectatorii cum vom merge în zona asta pe care eu o anunțam în introducere, pentru că e extrem de interesant, suntem din aceeași generație mm -hmm. și cu siguranță am trăit toate lucrurile astea pe pielea noastră, le-am simțit adânc și le simțim în continuare. Spune-ne întâi cum e piesa, despre ce e piesa. Piesa este scrisă de o regizoare și dramaturgă, Alexandra Badea, una dintre femeile pe care le admir îngrozitor de mult, care a plecat din România. Acum 20 de ani, și nu se va mai întoarce decât să lucreze și să vorbească și să povestească. Și o poveste de familie, pe trei generații, ne întoarcem în timp și revenim în prezent și ne întoarcem în trecut. Din anii 70 se pornește, practic, ajungem în anii 90 și rezolvăm lucrurile sau încercăm să le rezolvăm, să facem pace cu ele în prezent. Și, practic, e povestea de la străbunica mea până la mine și la mine care încerc să fac acest documentar despre familia mea și ce li s-a întâmplat. Bunica, ea ține un secret și eu o să povestesc despre asta. Cumva, cred că meritul spectacului nu contează doar să avem o surpriză și să nu dăm spoilere, pentru că e atât de profund ce li se întâmplă emoțional personajelor în scenă și um, să vezi exact care sunt repetițiile comportamentale pe care le au, încât nu e deranjanța să afli că bunica era evreică și a ascuns lucrul ăsta, că fica ei, străbunica era evreică, fica ei, bunica mea a plecat, a fugit în Franța, se întoarce în anii 90 la mormântare și mama mea decide să rămână și ce se întâmplă cu copiii ei, cu mine și cu fratele meu, care suntem despărțiți de un divorț și un băiatul rămâne cu tatăl și fata cu mama și cum se rezolvă lucrurile astea în prezent. Și e, zi. E, e marea istorie care își pune împrântul pe mica istorie a fiecăruia da. dintre noi și cred că mica istorie e mult mai interesantă, nu la un moment dat. Da. Acaparează prin planul. Da, pentru că poți să faci click. Eu pot să zic că s-a plecat din România în anii 70, că le era greu, s-a plecat în anii 90, că în continuare au fost dezamăgiți. Marea dezamăgire a anilor 90 în care se oamenii. Pleacă și acum. Exact, se pleacă capete. și acum. Se zic aceleași lucruri. Se vorbește despre asta în text. Uite, 30 de ani după și tot pleacă, se zice, așa cu gura plină la un moment dat. De ce ni se întâmplă asta? Dar cu toți am avut în familie. Eu am un unchi care a plecat și a făcut greva foamei în Ungaria să-i poată lua pe soția și pe, pe, copilul lui. Și e, na, e o istorie marcată. Eu mă gândesc să plec și cum să plec. Și mi-e bine, nu zic că nu mi-e bine, dar sunt... Mi se pare că trebuie să stau tot timpul în gardă și că de fiecare dată când încerc să îți zic măi, Marius, nu e bine să pui cana acolo. Tu te vei, nu tu, dar generic, tu te vei ataca în loc să căutăm o soluție, să vedem cum stau cănile mai bine pe masă. E interesant ce spui tu, și cred că de la tine am auzit prima dată într-o altă piesă de teatru, se poate între surori, mm. vorbind despre comunicarea non-violentă. Uh. Sau într-un alt context, nu, se, nu, da. nu, nu știu exact, alt context, probabil. Probabil, da. da. Despre, da. Despre comunicarea non-violentă pe care și eu o propovăduiesc și e atât de interesantă cartea respectivă, da. de aplicat în viața de zi cu zi, exact ce spui tu, cum să le transmitem altora uh, niște lucruri, să lucrăm împreună, să cooperăm fără ca ceilalți să se simtă lezați de ceea ce da. le spunem. Și sunt niște switch-uri atât de subtile, doar în niște cuvinte, da. în felul în care formulăm, nu ne învață școala să nu. facem asta. Nu ne învață. Și nu ne învață, sigur, nici părinții, nici societatea, dar la un moment dat devii adult, da? că pentru mine, după 23, deja de la tânăr adult devii adult și nu mai poți da vina pe părinți, societate, nu știu. Încerci să vezi, să-ți asumi responsabilitatea și cred că ceea ce nu înțelegem noi și mă doare la generația mea este că avem o amprentă socială de care ar trebui să ținem cont. Așa cum ne-am obișnuit să zicem, da, mă, am o amprentă de carbon și uite, reciclez și am o amprentă pe plajă și uite, am o amprentă a corpului meu pe scaun, cam o greutate, dar am și o amprentă socială și sunt responsabilă pentru societatea în care trăiesc. Și am și o amprentă civică. Și atunci, dacă am privit lucrurile astea cu un pic mai multă responsabilitate. Ada Emma spuneai tu deja te identificai cu personajul când povesteai uh -huh. aici despre istoria piesei. Înainte să citești piesa asta aveai aceleași trăiri, aveai aceleași emoții, aveai câteva dintre emoțiile pe care le ai descoperit ulterior în textul Alexandrei Bada? Aveam, da, multe. Am avut și norocul că Alexandra a scris și cu mine în cap. Uh -huh. Este textul scris special da. pentru această montare, special pentru România, special pentru Teatrul Național ceea ce este pentru dramaturgia contemporană un lucru foarte util. E foarte util să vezi la teatru ceva gândit pentru spectatorii aia din sală, cu, pentru oamenii ei ca să, fie, să fim cu toții împreună în aceea seară. Și e colosal de modern pentru România, trebuie să spunem. Da, este. Um, mă, ident Verificam în foarte multe dintre lucrurile care sunt zise, dar mi-a dat foarte mult curaj spectacolul ăsta. Curaj să-mi așez niște lucruri așa în mine, să pot să observ. Eu și filmez tot spectacolul, pentru că fac un documentar al familiei mele. Toate filmările live sunt filmate de mine în timpul spectacolului. Cu o cameră în mână, mă plim după ei, tot timpul sunt la prim plan. Um, și chestia asta de observator, și de. iată, uh, și de îndemânare tehnică de a asculta și de a-i privi și de a-i vedea, m-a ajutat foarte tare să mi-așez -mi lucrurile în mine. Și așa și începe piesa cu întrebările pe care și tu le formulai puțin mai devreme, da? da. Referitoare la plecarea din țară. Da. Ce te-ar face să pleci din țară? Um, să găsesc un context potrivit în care să pot să mă desfășor artistic și să pot să mă susțin financiar. Deci, practic, singurul lucru care spui tu că te ține în România acum e limba. Că da. Că evident, mult mai bine în limba proprie. Da. Asta e și metahnea jurnalismului. Da. Exprimarea inevitabil, oricât de da. bine este stăpâni o altă limbă, e mai facil în limba în care te e. gândești în limba da. ta, gândești pe scenă. Adică gândesc, când gândesc, când mie e mai facil să gândesc în limba mea. Dar aș putea să mă și las de asta. Aplicasem anul ăsta cu un proiect la Comisie pentru Industrie Creative și dacă l-am fi luat împreună cu echipa, poate că m-aș fi mutat. Bun, e interesant ce spui, <laughs> pentru că m-aș fi așteptat ca după o astfel de piesă să fi făcut cumva pace cu România, să te fi conciliat nu. cu țara ta. Nu. Ce te dezamăgește în continuare? Ce frumos! Că și eu pun întrebarea asta. Știți ce drăguț? Eu așa încep spectacolul. Sunt în faier cu oamenii și le pun întrebarea: Ce-i vrea să schimbe România? Ești fericit? Ce te dezamăgește în România? Mă dezamăgește neputința de a înțelege că suntem datori și responsabili pentru ce ni se întâmplă. Și că. Știi, furia e un sentiment care nu e doar negativ, cum crede lumea. Furia e sentimentul care mă face pe tine să mă face pe mine să vin la tine să te scuturi și să zic hai că poți, hai mă. Și eu sunt foarte furioasă în România. Îmi vine să le spun oamenilor să miște un pic, să se ridice, să impună limite, să aibă foarte multă blândețe față de ceilalți e mai degrabă o furie care vine iată spre indivizi decât spre sistem. Când în general suntem furioși pe sistem. Și pe sistem, și... normal, dar mi-e e și rușine, știi, să zic, măi, cine-i cine, -i, cine -i sistem? Noi suntem sistemul, cine-i traficul? Eu sunt traficul, da, acolo da. când în jur traficul, tot eu sunt traficul, că, că n-aș lua bicicleta, știi? Că sunt comodă, că sunt leneșă, că sunt să se facă. În același timp, dacă ceea ce am putea înțelege, dacă Blamăm sistemul? În momentul în care sistemul face ceva, hai să ieșim în stradă, hai să protestăm, hai să ne implicăm. Această pasivitate în care doar zicem: mmm, ce nasoi sunt, ce de căcat, ce urât, ce rău, ce prost, din comoditatea casei și. Um, și asta tratează piesa, aceasta să ne plângem. Alții sunt responsabili pentru neputința noastră și sunt responsabil. Se întâmplă o grămadă de lucruri ne la locul lor politic. Și ai speranțe în niște oameni și te dezamăgesc cumplit. Și nu sunt alții responsabili pentru nefericirea noastră și la alții mă gândesc acum la ceea ce abordează piesa ca psihologie transgenerațională, de pildă. Pentru că nu ne-a învățat nimeni exact ce spuneam la început <coughs> cum să ne accesăm emoțiile astea, cum să Facem pace cu ele, cum să le spunem, cum să le verbalizăm, cum să le transmitem. Cred că sunt două direcții foarte exact. diferite, foarte diferite. Eu pot să, înțel pot să zic ție, care te doare și n-ai făcut pace, ție generic, cu ce ți se C întâmplă. Te înțeleg. Îmi pare rău că te doare. Și eu, din perspectiva de consilieră, de dezvoltare personală, pot să te conțin. După care o să zic. vei valida, practic, suferința. Atât. După care e responsabilitatea ta să faci ceva că nu ți se oprește aici viața, nici a ta, nici a celorlalți. Sigur, cu toții suntem traumatizați, unii mai mult mai mult decât noi, cu siguranță că suntem niște oameni privilegiați. Pentru că ne aflăm aici în seara asta, cu siguranță. În același timp, din această poziție privilegiată în care înțeleg că mă doare și pe mine, sunt datoare să fac ceva să repar, să mă dezvolt, să îmi schimb comportamentul, să văd unde mai am de lucrat, să îmi dau seama că greșesc. Uite, eu cred citind piesa, da. cred că e mai degrabă o piesă care merge în zona asta de bulă de care spuneai tu, a oamenilor care trăiesc acum în România și de bine de rău au reușit cumva să facă ceva, n-au grija de mâine. Cu siguranță. Da. Dar au tumultul ăsta interior pe da. care nu știu să-l gestioneze. Da. Pe care nu i-a învățat nimeni să-l gestioneze. De ce ne simțim ne locul nostru când toate datele ar arăta că ar trebui Carte să fi... ne fie da. bine? nu? De ce nevoia asta de performanță? De ce nevoia asta de a demonstra ceva tot timpul? Eu sunt orcoholic. Tocmai mai spune că ești. aproape de burnout, tot ce? timpul. Cam nevoie să fac, să. Mi se pare. Mie mi s-au întâmplat și foarte multe lucruri în sistem. Am făcut un protest la teatru din Brașov, m-au dat afară pentru că am observat că se aranja un concurs, am câștigat procesul, de fiecare dată am semnalat niște nereguli și simt că, zic, și că nu mă vede nimeni. Adică mă simt cumva invizibilă, cu toate că sunt un om foarte vizibil, dar simt că aș putea face mult mai multe lucruri și că mi se zice stai mă, liniștită, asta și pentru că sunt femeie și simt odată cu acest spectacol, această um, presiune a misoginiei în... De ce? Pentru că a fost foarte interesant, eu am un costum făcut de Cosmin Florea Superb complet neutru, dacă este o salopetă roșie, e doar unul dintre exemple, e complet neutră salopeta mea și de la uh, glumițe care nu m-au afectat, m-au -am amuzat și mi-am dat seama că așa e lumea, uh, băiete, schimbăm și mie uh, uleiul, care arăta muncitor, la un spectator care a ieșit din sală și a zis, mamă, ce bună, ea de Galeș și ce-aș pune să-mi schimbe și mie uleiul la mașină. Uh, și. Uh, E posibilă, pentru mine e posibilă și sexualizarea asta, și când, sunt, când suntem îmbrăcate, și când nu suntem îmbrăcate. Și eu vorbesc mult despre corp și arăt corpul în toate imperfecțiunile lui, pentru că se simte această pe femei, pe actrițe, această presiune fizică, morală. S-a denormalizat, după ce am avut și noi un fel de moment mitu în România, s-a denormalizat bășcălia asta sexuală în culisele teatrului sau în. Repetiții? Ea se întâmplă în unele medii, și în unele medii nu. Nu e glumele pe care le-au le făcut colegii mei cu mine. A, a, dacă m-ar fi atacat, eu sunt un om care poate să zic că mă deranjează, da. mă rănește, stop. Am râs că nu suntem acum. Mm -hmm. uh, în unele medii, începe să se. oamenii să-și pună întrebări, dar cred că. Ca să se denormalizeze, este nevoie de din ce în ce mai multe femei și bărbați care să oprească și să vorbească în prezent. Știi că noi după aceea scriem pe Facebook și facem, și e foarte bine că se întâmplă asta. Și se întâmplă scandal, și e foarte bine. Dar cred că avem nevoie și când observăm, observ că ți s-a întâmplat ceva, de exemplu, și să zic, hei, hai să ne oprim un pic. Haideți cu toții să ne oprim și să ne uităm un pic la ce s-a întâmplat. Oare de ce ai făcut asta? Te gândești uh -huh. și oprește-te. Adică, le și lăsăm să treacă așa cu vedere, așa mi se pare. On Our Watch se întâmplă tot. Da. Și eu am uh, încerc de fiecare dată să semnalez oriunde s-ar întâmpla asta, să spun eu dezavuez da, ce da. se întâmplă aici. Da. Și cred că ar trebui să fac asta. Da. Orice corporatist, de exemplu, care aude o astfel de glumă în. în... Oricare. Spuneai tu de umor și mi-aduc aminte de ceva ce. Eu, eu am citit momentan textul, n-am văzut piesa, da. ca să se înțeleagă da. de la bun început, să fim onești până la capăt. Da. Am rezonat foarte mult cu mesajul textului, am rezonat pentru că vin la capătul unei perioade în care am trecut prin toate căutările astea despre care vorbește textul și cu siguranță că ea va mai continua ani buni de acum înainte, mi se pare că se rezolvă așa dintr-o dată, trecând prin terapie și toate cărțile din lume. Um... Și e acolo un fragment pe care mi l și notasem, nu știu dacă îl găsesc așa la prima vedere, dar nu te-ai săturat de atâta agresivitate de mm -hmm. bășcălie asta care nu duce mm -hmm. nicăieri. O să putem vreodată. De tot să, vorbi, ăsta, da, să să vorbim, vorbim normal, normal, să ne zicem lucrurile pe bune, să ne zicem ce ne doare. E replica pe care eu spun da. eu, fratelui meu un spectacol și o replică zi tu ce vrei să zici. De de spunem tu despre ea. E o replică în care mă regăsesc atât de tare Adică mi se umple tot timpul gura Și sunt fericită că o zic așa De măi De, de, de Asta facem exact. Dar nu e umor Nu e umor Alea nu e umor E un sarcasm extrem da. de tăios E un sarcasm tăios Eu a, 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 ascundem și acoperim da. Și ne prefacem că ne-am adaptat Care e limbajul iubirii în România în general? Ironia Da Ironia! Oh, ule, <laughs> <meu>, ce drăguț! <laughs> ironia! Și e, e, e un limbaj al iubirii care se manifestă nu doar în relația cu ceilalți, cred că se manifestă și în relația de cuplu de foarte multe ori. Da! Ironia! Și doare, cel mai tare doare ironia! Că ne, nu ne simțim în siguranță! Ne, nu ne simțim în siguranță. E clar că nu ne simțim în siguranță. Nu cunosc un om care se simtă în siguranță. Poate mai mea, dar ea e și ar terapeut și e bine terapiată și a scris și un caietul fericirii. Ar fi culmea să nu se simtă în siguranță. Mă, fac comparația asta tot mergând la prietenii mei din străinătate sau, mă rog, la majoritatea cunoștințelor pe care le-am în străinătate și care de multe ori nu înțeleg. Adică eu, într-adevăr, folosesc sarcasmul, nu ca pe un imaj al iubirii. Suntem atât de apropiați încât putem da. să fim atât de sarcaști un, unii cu ceilalți încât n-ar trebui să te deranjeze. Da. Iar ei fac așa un pas în spate și spun, băi, ce e în regulă? Da. Ce s-a întâmplat cu the kindness, the affection, the affection? Da, da. Și tu zici, ia, mai ia una peste cap, de aici ce ai? De unde ni se trage ironia asta, sarcasmul ăsta pe care îl folosim? Din nevoia de a ne apăra. Că dacă nu suntem sarcastici, devenim vulnerabili. Nu avem altă șansă. Și atunci, cum să zicem adevărul? Cum? Cum e posibil să zicem adevărul? Adică să ne deschidem. Da. Acest radical honesty. Eu cred foarte tare. Uite, în momentul ăsta tu ai putea să mă întrebi orice. De la personal, intim, ceva ce ai crede că n-aș putea să zic niciodată în fața oamenilor, până la ce, orice. Cred foarte tare că ar trebui să putem să ne, să, ne, să ne spunem și după aceea să zicem, băi, am greșit ieri când ți-am zis asta. Uite ce mi-am dat seama. Dar să putem să zicem adevărul până la capăt, că nu o să mai doară. Sau, na, chiar dacă doare, ne doare, că ne e frică, mi-e frică că o să mă judeci, că o să mă respingi, că o să mă abandonezi. Astea sunt niște traume colective pe care noi le purtăm foarte tare în țara asta. Ni le-a cauzat istoria? Istoria, educația. Care sunt fricile de Galeș? Că nu sunt suficient de bună, Sindromul impostorului. Da, este ceva ce tratează acest spectacol și a fost și scris un monolog despre asta și uh, la sfârșit trebuie să zic, trebuie să închei și trebuie să închei bine. Și închei bine în seara aia. Nu știu, eu știu rațional că sunt suficient de bună pentru mine și eu sunt foarte terapiată, dar uh, în interior eu îmi dau seama că de multe ori tot ce fac este, eu nu cred că sunt suficient de bună. Eu în continuare mă lupt, demonstrez ceva. Adică ai nevoie mai reu să te iei de mână și uh -huh. să-ți spui da. că ești suficient de bună, pentru și că altfel nu o simți. Da. Și fac asta. Și mă iau și lucrez cu mine și cu alți oameni. E mai ușor cu ei decât cu mine. <laughs> cu mine sunt ironică, sarcastică, cinică, rea, dură. Ca noi toți. Știi că studiu, s-a făcut un studiu că cel mai urât ne vorbim? Cel mai urât. Putem să avem un dușman îngrozit, uiți de el la un moment dat, dar ție știi întotdeauna să-ți vorbești urât. Și ai senzația asta de impostură la muncă sau tu cu tine în viața personală, când ești dincolo de succes, dincolo de scenă, când s-au stins luminile? Uh -huh. La muncă nu. Nu simt. Eu am picat de dor la facultate pentru că mi-era foarte frică. Eram atât de anxioasă încât mă înghețam, nu mai existam. Exista doar anxietatea mea. Și am lucrat enorm cu asta. După acel moment în care mi-am dat seama că anxietatea e problema și că nu mai are legătură cu ceea ce zic, nu mai mi-e frică de meseria mea. Nu mi-e frică nicio situație profesională cu alt om. Nu mi-e frică nicio situație personală. Nu mă simt suficient de bună eu cu mine. Fără nimeni, nu, nimeni nu contează în relația asta de sadism. Nimeni, nu e nimeni altcineva implicat sau responsabil. Și nu, pe scenă nu mi-e niciodată teamă. N-am trac. Dar e uneori cu atât mai copleșitor, știindu succesul de pe scenă, să te întorci la omul normal Ada și care. Da. Dar nu, nu fac diferența mm -hmm. Și nici nu cred în diferența asta Între artist și om Eu nu cred deloc în asta Că artistul e una pe scenă și alta acasă ce mă. mă? Că dacă nu e un om ok Vai de arta lui Hai, mă. Nu, dar acasă n-ai aplauzele Acasă trebuie să nu lucrezi plac. pentru <laughs> Nu-ți plac aplauzele mm. e... Sunt timidă la aplauze Și eu nu sunt un om timid Eu sunt un om dezinvolt și extrovert Și care își îndepărtează toate limitele nu. Nu-mi plac. Mi se pare că spulbere ceva din ceva ce am trăit împreună. Vreau să vorbesc cu spectatorii după spectacol, să facem un Q&A dacă vreau vor. Las aplauzele, să... Sigur, un follow pe Instagram, dar nu, aplauzele mi se pare violent. Și asta nu e cumva tot o imposibilitate de a accepta succesul? Ba da, ba da, cu siguranță. Cu siguranță și asta. Sigur că da. Vorbește și despre rușine textul vostru Da hey. Ai simțit vreodată că ești copleșită de rușine? Că ai intrat în spirala aia a rușinii? Uh. În care nu mai ești și în care generează violență și ea la rândul ei? Am simțit o singură dată rușine violentă în această viață Violent um, Am simțit uh, de dori. De um, am purtat o rușine în mine pentru că mi s-a întâmplat un episod în copilărie, cred că eram clasa a doua sau ceva și uh, un băiețel mai mare de pe lângă blocuri uh, ne-a pus pe fete să ne dezbrăcăm și s-a uitat la noi și... Uh... Ca să înțelegem, să ne întoarcem la traumele pe care le-am trăit... Da. Cu toții, în, într-o formă sau alta, în copilărie. Da. Și despre care atunci nu se vorbea, și nu, pe care le-am portat deloc, cu noi. Deloc. Și mi-a fost uh, mult timp, mi-era rușine. Uh, și a mai fost, care are tot legătură cu feminitatea, un moment în care eu am făcut un. se vorbea, era un editorial în el despre corpul femei. Și o pledez mult pentru corp, pentru corpul gol pentru de femei sau de bărbați, pentru corpul așa cum e el, pe body positivity, dar și pentru desexualizarea corpului, că dacă vezi un corp de femeie nu trebuie să fie nimic uh, sexual la el. Și această imagine uh, a patriarhatului și a religiilor monoteiste care pun amprenta asta pe corpul unei femei mă deranjează foarte tare. Și era un pictorial în care aveam sânii goi și uh, uh, cineva apropiat din momentul ăla mi-a zis, cum să faci așa ceva, să vadă toată... Și pentru Nu știu, jumătate de zi uh, Mi-am dat seama că Mi-e frică și rușine Și uh, Acum am poza rămată în casă Și este na, Unul dintre lucrurile Chiar m-am întâlnit cu Moris uh, da, uh, La care... exil da. Și i-a plăcut enorm Și uh, Sunt mândră de Ce a ieșit atunci dar în, doar în retrospectivă, după ce ai analizat și te-ai luat din nou de mână. Jumătate de zi, juma de zi, da. da, da, da. Cu toate că mi-a fost frică, îmi dau seama că trebuie să fac ceea ce e bine. Cu toate că mi-e frică. Și mai zice, mai mea una bună, curajul nu înseamnă absența fricii, ci puterea de a acționa chiar și atunci când îți este teamă. Vorbeam eu la începutul prezentării, Ada, despre faptul că uneori purtăm așa ca pe o, asta, că o toate lucrurile astea pe care le-am învățat sau cu care am fost programați, hardwired uh -huh. de societatea noastră. Când pleci în afară, care simți că sunt lucrurile din bagajul emoțional pe care le iei cu tine din România și care poate îi surprind pe alții, exact cum spuneam și eu? Hmm. Hmm. Bună întrebare! Um. Hmm. Poate o ușoară... Hmm. Nu știu dacă... Știi când faci ceva prea bine, Știi când încerci să faci ceva de overdoing, mm -hmm. over-delivering? Over așa over da. Overachieving poate chestia asta e. Adică ne străduim ia... prea mult. Da, prea tare. Adică dacă trebuie să faci 10, de ce faci 20? Deci. Ce? De ce? Uh, uh, poate asta. Asta profesional vorbești sau chiar și în relațiile chiar cu ceilalți, cu, cu people, cu pleasing? Ceilalți, da. Da, cred că tind să fiu foarte atentă, foarte în gardă, foarte alertă, foarte pregătită să orice. Și oamenii sunt mult mai relaxați în afară. Și asta, dacă e să o luăm tot așa, pe o, o, un fel de terapie inversă, vine tot dintr-un complex de inferioritate, poate chiar național, da. pentru da. că cerci să-i faci pe da. ceilalți să te placă, trăind cumva cu o sentimentul inferiorității. Da? Cu rușine că ești român și, Doamne, ferește, nu pentru minorități sau ce, ce toate lucrurile astea pe care le zic, nu, dar pentru. Uh, uh, mie singurul lucru, nu mi-e rușine de România, mie, nu mi-e regret da. și rușine n-am. Sunt mândră de realizările unor oameni cu care nu sunt ale mele. Că adică, nu... unor distinși români, Sigur, da? Dar exact, patriotismul, dar la modul general, nu există, e. Nu, nu e da. binevenit. Um, dar. Um, <coughs> Mi se pare că mă uit așa la țară și îmi dau seama că, bă, n-am reușit. Terminați cu n-am reușit. Noi, ca țară, da, noi, ca nație. N-am reușit. N-am reușit. Și acest umor de care vorbim, am fost în Belgrad vara asta, în Sarajevo vara asta. În Sarajevo e un umor desăvârșit. E foarte dureros și abia s-a întâmplat. Tot on our watch. Mm -hmm. Și acolo coping mecanismul ăsta. Da, este cel mai frumos, cea mai frumoasă glumă pe care am auzit-o. Am întrebat, am, i am întrebat prietenii din Sarajevo, bosnieci, cum se înțeleg cu uh, sârbii și care, cum sunt relațiile. Și a zis, e simplu, dacă întrebi pe cineva ce a făcut în timpul războiului, o să zic că toți că au fost bucătari. În exilul ăsta <laughs> interior da. pe care îl parcurgeți voi și exterior, până la urmă, că există un fir narrativ acolo care se vorbește despre plecare. Din exilul ăsta interior, ce mai putem rezolva, Ada? Tot. Ca mentalitate. Tot. Orice se poate schimba. Nu știu dacă mentali... A, menta... și mentalitatea se poate schimba. E niște muncă. Cred mai mult în nurture decât în nature. Cred foarte tare că orice comportament disfuncțional pe care îl ai, el poate fi schimbat. Dacă și realizezi la un moment dat. Dacă realizezi, da. Dacă te dai un pic în spate, dacă îi asculti pe ceilalți, dacă observi. Nu trebuie să faci altceva decât să te observi. Cum gândești, ce gândești, cum sunt relațiile pe care le ai la muncă, relațiile intime, relațiile de prietenie. Ele vorbesc, trebuie doar să le observi. Și vorbei de fericire, știi? Și fericire, așa, noi avem impresia că e euforie și uh, extaz și entuziasm și nu o definiți de fericire pentru tine Pentru mine, Pff, Na, mama scriind în caietul fericirii, eu știu că este ceva ce pot să dobândesc fericirea. Este a scris un caiet cu 50 și pe 52 de săptămâni în care îți antrenezi să ai o, o viață calitativ mai bună. Asta e fericirea. Ai avut întotdeauna o relație atât de specială cum am avut asta? E deci da, am deja da, pe care deja o menționez de trei da. ori, da. Am, uh, uh, um, am, am văzut-o alegând să fie fericită. Ceea ce m-a eliberat. În momentul în care mama mea a ales să fie fericită pentru ea însăși, m-a eliberat. M-am zis, a, da, tată, da, da, mamă. Te-ai eliberat în sensul în care te-ai eliberat de o codependență în care tu voiai să faci pe ea fericită sau ți-a dat... Și asta și mi-a mi dat uh, mi se pare că părinții ne dau uh, exemplul exemplu atât de organic, un exemplu care intră în corpul nostru imediat. Asta mi se pare că e legătura cu părinții, un exemplu organic pe care știi imediat să-l faci. O dar asta este marea ta, marea ta șansă? Da. Pentru că îți dai seama că generația noastră despre care vorbeam, 99,9%, da. da. suferă din cauza unei traume familiale. Da. Și da. atunci te întreb, pentru că până la urmă e și unul dintre subiectele textului, nu te da. întreb în afara, ceea ce da. vor vedea spectatorii la Teatrul Național, pot fi două adevăruri valabile în același timp? Adică să-i să să uh, faci responsabil pe părinți de un gen de traumă familială pe care au transmis-o mai departe și să-i și iubești în același mm -hmm. timp? Da. Nu știu să zic asta în română. Da. Can you hold them accountable? Da. da, și e important să facem asta. E foarte important să um, holdem accountable. Asta nu înseamnă să și avem pretenția că vom schimba pe cineva. Eu am început să mă înțeleg extraordinar cu tatăl meu de când n-am mai pretins că el să fie altfel decât e. Și mă înțeleg bine în limitele relației noastre. Dar uh, accountable pentru ceea ce a făcut trecutul nu mai poate fi schimbat e măi, matematic absolut imposibil dar poți și nici să faci pace cu el s-ar putea ca unele mecanisme să le am toată viața și sigur că sunt responsabile ai mei, educația evenimentele, societatea s-ar putea să nu reușesc niciodată să modific niște lucruri dar pot să le observ, să aleg în prezent ce vreau să fac pentru un viitor mai bun. Și că multă lume intre în relații intime sperând să-i schimbe pe ceilalți, da. să-i fixeze, să-i repare da. pe ceilalți. Da. Cred, da. Funcționează vreodată asta? Nu, niciodată. Și am făcut asta. Eram, aveam relații disfuncționale, mai ales în perioada 20 de ani, foarte disfuncționale. Uh -huh. Și mi-am dat seama că încerc ceva foarte greșit, să iau celuilalt lupta lui personală cu viața. Asta facem când vrem să schimbăm pe cineva. Încercăm să-i luăm ceea ce el trebuie să sau ea, indiferent de natura relației, încercăm să-i luăm lupta. Nu e a ta, omule. Nu e a ta. Poți doar să susții de pe margine, da. cum spuneai, să-l înțelegi, da. dar da. să-l lași să-și urmeze pașii. Da. Eu am senzația așa când am citit piesa, repet, acum trebuie să o și văd. Da. Poate-mi confirm tu că Emma, personajul tău, e așa un fel, un fel de fearful avoidant sau da. de dismissive exact. avoidant, exact. în timp ce Vlad este un secure exact, Attached. Da. Da. Ceea ce eu am, ne-am ne dorit foarte tare, Alexandra și-a dorit să nu mai fie o femeie reprezentată ca fiind cea anxioasă, cea clinghi, cea care se... Uh, și el să aibă un atașament securizant, pentru că nu vedem asta. Și e important să reprezentăm asta la teatru. Ea să fie evitantă și el să aibă un atașament securizant că e, e, bine să vedem asta, să ne dea nu doar speranță, dar să ne... Pentru că, în general, bărbații sunt cei care sunt avoidant, da, ca să înțelegem da, da. Și, și femeile, intră în peternul de care spuneai da, tu. Da. De anxietate sau de <coughs> ambivalență. Se întâmplă, sigur, da. Și îmi place foarte mult că a lucrat cu asta, Alexandra. Mi se pare că dă și asta că, știi, se zice, că, se zice despre exil că e o piesă feministă, că multe femei și au roluri importante come on, nu e o piesă feministă din cauza, că adică nu e genul ăla de... Mm -hmm. și de, militantă, ce -o, da. de ce ai zice-o cu reproș? Da. Nu e o piesă militantă, dar mm -hmm. crezi că se știe suficient de mult în, în țara noastră și în generația noastră despre tipurile astea de răspuns la uh, stimuli, dacă vrei, la declanșatori acesta anxios, evitant, pentru că până la urmă le duc la nefericirea generală despre care vorbeam la aici. Da. Da, clar, atașamentul e unul dintre cele mai importante lucruri. Cel mai importante lucruri. Uh, nu cred că se știe, dar cred că și asta face foarte fain teatru. În momentul în care vezi ceva ce e valabil, ceva ce e adevărat, uh, rezonează cu tine și n-ai cum să nu te întrebi. Exact aici vreau să ajung. Dacă oglinda asta pe care o puneți voi Poate oamenii nu puneți conceptele Da, dar se întâmplă ceva cu ei Generează o schimbare? Mm. Generează un impuls de a merge da. pe calea schimbării? Poate, da De a căuta? Da. De a face căutarea? Poate, poate Poate Măcar generează o întrebare Pentru mine e suficient Generează um, un gând Asta este Pentru mine gândul e foarte important Raționalul e foarte important E emoțional, sigur, dar rațional e foarte important. Hai să încheiem într-o notă pozitivă. Hai. Că vorbeam de fericire, ce te face fericită în România totuși. Dincolo de job. Uh, personal. Personal? Da. Uh, Poate fi o valoare personală. Nu, nu vreau să fim foarte concreți, niciodată nu sunt intruziv. Nu, mă dar, face da. foarte fericită familia pe care o am și oamenii foarte apropiați. Sunt foarte legată de familia mea, a soțului meu, a soră mea, adică sunt niște oameni foarte importanți. Mă face fericită oamenii cu care dezvolt business pe lângă actorie. Mă fac fericită colegii mei. Oamenii, în general, mă fac fericită mâncarea, nu știu, restaurante noi deschise, um, Bucureștiul mă face fericită. Bucureștiul te face fericită? Da, mie -mi cu place tot haosul. Bucureștiul, da. Mult. Mult. Chiar și așa într-un top al orașelor internaționale? Nu, hai să nu exagerezi. Hai mă, come on Nu, păi asta mă întrebam dacă există o nu. valoare specifică Ceva, un element care să facă diferența asta specifică Între România și oricare altă țară Sigur, oamenii poți avea peste tot Oamenii pot rămâne cu tine peste tot Dar există ceva ce te-ar face să te întorci Dintr-un exil impus sau autoimpus în România Pentru că doar aici îl găsești? Uh, Poate să fie nu răspunsul Nu. <laughs> nu. Nu. Adică dacă iau toți oamenii cu mine, îi mut și mi-e bine acolo, profesional? Nu. Nu vin în vizită să mai văd un spectacol ce am mai făcut colegii. Un munte, un, un peisaj, <laughs> da. Maxim, mie îmi place la mare și <laughs> da. e mai drăguț în altă parte, dar... Uh, nu. 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 Nu, omule, nu. <laughs> care, care e lecția? Nu știu, lecția sună dur. Dar care e lecția? Care e lucrul pe care ai vrea să-l învețe oamenii după, după piesa voastră? Pentru că e o piesă care cu siguranță va rămâne, văzând primele reacții, a fost, a fost doar de două reprezentate, da. nu? până acum. Văzând primele reacții, cu siguranță va fi marele boom al stagiunii Da. Care sunt lucrurile pe care ai vrea să le înțeleagă oamenii după ce vor fi văzut piesa voastră? Aș vrea să-l înțeleagă că există speranță. Și că ei pot face orice. Că pot face ceva. Pentru ei și pentru cei din jurul lor. Aș vrea să înțeleagă că îi conținem în durerea lor. E o piesă dureroasă, așa ni s-a zis. Dar aș vrea să știe că după această, după orice ar simți văzând acel spectacol, se, se pot ridica uh, și pot acționa pentru binele lor și al societății. Și că trauma aia națională de care vorbeam culturală educațională nu e un blestem până. Nu eu. e, nu e un blestem, nu e. Nu e. O să închei cu această poveste care îmi place foarte tare. Homarii <hî> uh, sunt printre singurele animale care cresc toată viața lor. El, ei cresc, se măresc. Ca să se mărească, ei trebuie să își rupă carapacea acea crustă, că sunt crusta aceea, să-și o rupă complet, să rămână gelatinoși și să-și crească alta mai mare. Și fac asta pe tot parcursul vieții. Acea durere pe care o simțim, la un moment dat trebuie să facem așa și să scoatem ceva din toată durerea pe care o avem în noi. Mulțumesc, Ada Eu mulțumesc, Marius Pancu. N-are sens să mai fac eu o încheiere. Durerea de azi e, poate, puterea de mâine mergeți să vă despiesa, e o oglindă atât de necesară pentru generația noastră și pune în cuvinte ceea ce mulți dintre noi am simțit în felul în care plutesc așa o nemulțumire și o nefericire în jurul aurei noastre, chiar și când avem toate motivele să fim fericiți și mulțumiți. Ne revedem!